Bună seara și bine v-am găsit la Fotomania. Astăzi vom discuta despre promovare în fotografie. Despre cum ne promovăm cel mai bine și eventual cu niște costuri mai reduse, despre relația cu clientul, despre cum să ne găsim clientul pe care îl dorim. Ne vom referi la fotografie în general, dar în special la fotografia de nuntă, pentru că, am mai spus-o de mai multe ori, este un gen de fotografie un pic mai avantajos din punct de vedere financiar. Am primit destul de multe mesaje pe tema asta, dar am încercat sincer să evit. Nu e un subiect tocmai preferat al meu să discut despre bani și despre, știu eu, neapărat cu clienți, dar la un moment dat nu poți să eviți la nesfârșit. E un subiect destul de care atrage destul de mult atenția și a venit în discuție foarte mult și la ultimul workshop de fotografie pe care l-am susținut aici la Constanța. De aceea, în schimb, momentul oportun să îl abordăm și în emisiune. Vom încerca să răspundem la câteva întrebări sau, mai bine spus, să vedem care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei metode de promovare. Știu, Facebook versus Instagram versus Google, târguri de nunți, reclama pe care ți-o fac, nu știu, foștii clienți, acea reclamă din gură în gură. Toate au avantaje și dezavantaje și dacă știi să le abordezi așa cum trebuie, poți să obții maxim din fiecare. Cred că va fi o emisiune interesantă nu doar pentru fotograf, dar și pentru viitorii miri, pentru că vom discuta și despre ce înseamnă negocierea între clienți și fotograf și vom vedea că, de fapt, o negociere reușită, să spun așa, este cea în care ambele părți sunt foarte mulțumite la sfârșitul ei. Înainte de toate, o greșeală pe care am observat-o în ultima vreme destul de des este faptul că multă lume încearcă și investește destul de repede și destul de mult bani în promovare fără să aibă un conținut foarte bun, destul de ridicat al fotografiei, să spun așa. Până la urmă, atunci când vorbim, luăm scenariul, luăm lucrurile de la capăt. Ok, m-am apucat de fotografie și fotografie de nuntă, să spunem, că e mai la îndemână. Îmi doresc foarte mult să intru cât mai repede pe piață. Eventual, dacă faci un curs sau mergi la câteva workshop-uri, simți că nivelul tău a crescut suficient de mult. Și cu toate astea, sunt mulți care, nu știu, ai făcut 2-3 fotografii sau dacă ai 2-3 fotografii bune, în secunda a doua le sponsorizezi și le pui pe o rețea de socializare. Poate funcționa, poate prinzi un eveniment, două și te bucuri, dar pe termen lung lucrurile nu sunt atât de simple. Gândește că în momentul în care ai postat ceva pe Facebook, de exemplu, dacă fotografia este suficient de bună, atrage atenția asupra ei. Atrage atenția asupra ei și eventual, nu știu, potențialul client a intrat, a dat click mai departe pe pagina ta de Facebook, de fotograf, pe site, că în principiu ar trebui să ai și un site. În momentul în care intri acolo și descoperi că, de fapt, fotografia pe care ai văzut-o aia bună este singura sau mai sunt vreo 2-3 și printre multe, multe alte fotografii submediocre, nu cred că este tocmai, știu, ceea ce clientul își dorește să vadă. La un moment dat spunea, l-am avut aici invitat pe Vali Bărbulescu și spunea, cita pe altcineva, care spunea că gândește că vei fi judecat după cea mai slabă fotografie a ta. Și atunci, dacă ai 2 fotografii bune și încă câteva zeci de fotografii submediocre, poate ar trebui să te concentrezi mai mult la început pe creșterea conținutului. Deci, în primul și în primul rând, înainte de promovare, vine investiția în educație, o investiție minimă în echipamente, astfel încât să poți să produci un conținut de calitate bună și nu doar o fotografie, două sporadic pe aici, pe acolo. Și abia atunci, pentru că mi se pare un pic stupid să investești destul de mult în publicitate și să-ți promovezi ceva submediocru. Va fi foarte greu și vei fi destul de frustrat pentru că uite câți bani am băgat și nu am reușit să mă ridic. În prima oară concentrați-vă pe o calitate foarte bună a fotografiilor, după care te poți gândi să investești mai mult în partea de promovare. Și la capitolul conținut, o altă greșeală din punctul meu de vedere este următoarea. Dacă tot am făcut referire la workshop-ul de fotografie de nuntă pe care l-am susținut în Constanța, veți mai vedea în ferestre pe parcursul emisiunii fotografii sau secvențe video de la workshop-urile de fotografie, pentru că va fi o emisiune destul de... Nu vom discuta tehnic pe fotografie, așa că va trebui să ruleze ceva, să nu fie prea plictisitoare imaginea doar cu mine. Revin la ideea de workshop. Sunt foarte mulți care merg la workshop pe ideea de a își face portofoliu. Ideea e următoarea. În principiu, când mergi la un workshop și cel care îl susține are niște modele foarte, foarte bune, el stabilește lumina, el stabilește posing-ul, absolut totul, dar apeși pe buton,
fotografia aceea este mai mult a lui decât a ta, din punct de vedere moral cel puțin. Da, strict tehnic, ai apăsat pe buton, este a ta. Celor care vin la mine la workshop le spun că din punctul meu de vedere, dacă vor să folosească fotografiile în portofoliu, nu am absolut nicio problemă, dar nu recomand acest lucru, pentru că s-a întâmplat de mai multe ori să văd fotografii. A susținut, l-am dat anul trecut cineva în București o fotografie și era o imagine foarte interesantă, cu o mireasă scoasă din cutie, arăta foarte, foarte bine, o lumină interesantă cu niște S-uri pe spate. Am văzut acea fotografie la lectorul care a ținut workshop-ul, în cadrele pe care le-a arătat după aceea. Ei, și cred că nu exagerez că am văzut-o în 3 sau 4 postări sponsorizate și automat mi-a atras atenția, pentru că știam fotografia, ale cursanților de acolo. Ceea ce mi se pare un pic ciudat. Gândește-te că ești un potențial client și te uiți, wow, ce faină e fotografia lui Xulescu. Și peste 2 zile vezi aceeași fotografie la alt fotograf și la încă un fotograf. Este, cred că nu ajungi să fii într-o lumină foarte bună în momentul în care ai aceeași fotografie ca alți 3-4 fotografi. Plus că se mai întâmplă un lucru și l-am dat în povestea un prieten din București, că am încercat să angajeze, are un studio, are mai mulți fotografi angajați, și încercat să angajeze un fotograf la început, fără, n-avea posibilități mari salariale și mai departe. Și spune, mă, îmi trimite cineva un portofoliu, niște imagini foarte bune. Și l-am chemat la interviu, mă întrebam de ce vrea să lucreze, la cât de bune erau fotografiile, de ce ar vrea el să lucreze în poziția asta de începător și cu salariul destul de mic. După care mai arată alte fotografii care erau catastrofale. Și l-am întrebat și îmi spune fotograful respectiv că nu, că fotografiile astea sunt făcute la nu știu ce workshop. În momentul în care intri la ceva pe site, în primul și în primul rând, sau pe pagina de Facebook, ar trebui să vezi o consistență în fotografie, să vezi fotografii ok, înțeleg că sunt unele fotografii mai wow, dar și celelalte care nu sunt wow ar trebui să fie bune și foarte bune. Pentru că așa te judecă cineva, după un întreg, nu doar după 2-3 fotografii. Ori dacă vii la workshop, faci niște fotografii foarte bune și după aia le promovezi pe alea și nu ești în stare să faci alte fotografii bune, înseamnă că nu e tocmai ok. Eu la workshop-urile pe care le-am susținut, mă bucur tare mult că vin oameni care înțeleg ceea ce fac eu aici, în sensul în care eu de foarte multe ori fotografiez, fac 2-3 fotografii, în rest le explic lor și îi pun să fotografieze, le explic ce greșesc, astfel încât să poată fotografia în continuare. Până la urmă, asta este esența. Dacă fotograful respectiv a învățat bine ceea ce i-ai predat tu, ar trebui să poată fotografia mereu la fel. De ce să le folosești pe la workshop? Te duci frumos, ai luat un cuplu sau ai un treci de adres cu de an în urmă, în fine, îți găsești pe cineva, pui în aplicare ceea ce ai făcut la workshop și ți-ai făcut un portofoliu al tău. De ce să-l folosești pe ăla de acolo? Și de aceea spun că fotografiile din cadrul workshop-ului sunt un fel de a păcăli lumea din punctul meu de vedere, dar până la urmă fiecare face ce vrea, inclusiv eu le-am spus, dacă vreți să le folosiți foarte bine, doar că nu este ok, pentru că e posibil ca mai târziu lucrurile astea să iasă la suprafață și pică el într-o lumină nu foarte bună. Mă bucur și vreau să mulțumesc pe calea asta încă o dată celor care au venit la workshop-ul la Constanța. Am avut oameni care au venit din Italia, cum a fost anul trecut, a fost cineva care a venit din Danemarca, și faptul că au străbătut și au venit cu avionul și s-au chinuit să ajungă aici și au fost foarte mulțumiți, m-a bucurat tare mult. De altfel, vreau să ne uităm și la un making-of al workshop-ului din Constanța, după care să continuăm să discutăm despre promovare și cum să ne găsim clientul ideal. Nu o să insist foarte mult cu ce s-a întâmplat aici la workshop, a fost pe aceeași idee pe care au fost și cele de anul trecut.
Am insistat foarte mult pe partea asta de cum să vezi lumina, cum să fotografiezi. De fapt, asta e și un fel de motto, dacă ar fi așa. Dacă reușești să fotografiezi folosind de o blendă de două flash-uri absolut oriunde și mergem niște străzi banale și găsim cadre bune în locurile respective, atunci te descurci sigur pe tine și poți să faci lucrul ăsta oriunde. Deci este pe partea de blitz versus lumină ambientală, cum să vezi lumina pe partea de posing. Nu am căutat niciodată să caut să fac cadre super wow la modul la care să eventual să vadă și alți potențiali clienți ai mei la workshop. Am mers tot timpul pe chestii cât se poate de simple, dar feedback-ul pe care îl primesc de la ei este unul încurajator. Bun, ai terminat. Am fost la workshop, am fost la curs de fotografie, am învățat de pe internet, asta contează mai puțin. Am ajuns și fac fotografii bune. Și vreau ca lumea să vadă lucrul ăsta. Mulți spun că cea mai bună reclamă, cel puțin în fotografia de nuntă, este acea mouth to mouth, adică din gură în gură. Tu ai lăsat un client foarte, foarte mulțumit și ea spune mai departe și așa mai departe. Este adevărat că atunci când ai avut un client și este foarte, foarte mulțumit de ceea ce ai făcut, el e foarte sincer în momentul în care, știu, vorbește cu prietena sau cu verișoara, mireasa să spunem, și în momentul când îi spune, da, mănunte despre cum te-ai comportat, ce ai făcut, pentru că e foarte important să înțelegeți experiența pe care o oferă un fotograf, nu constă doar în fotografiile respective. Dar sunt foarte mulți oameni care mi-au spus, mă refer și la fotograf, care mi-au spus că a fost felicitat și au fost foarte, foarte mulțumiți clienții înainte să vadă fotografiile. Deci e vorba de o întreagă experiență și partea asta de umanitate, de experiența umană pe care o oferi tu clientului este la fel de importantă, cel puțin la fel de importantă, precum fotografiile pe care le oferi. Așa că da, reclama asta directă pe care ți-o fac foștii clienți este extrem de importantă, dar uneori nu este suficientă, mai ales pentru cei aflați la început de drum. Dacă ești la început de drum și încă ai prea puține evenimente sau abia ai reușit să prinzi primele evenimente, dar nu te poți baza pe stai puțin să le termin și alea două evenimente o să-mi aducă încă trei și așa mai departe. Și în principiu fotografii care sunt, mai ales cei care fac exclusiv fotografie de nuntă și trăiesc doar din asta, nu se bazează numai pe genul ăsta de reclamă. Și plus că se mai pune și problema clientului pe care ți-l dorești. Am dat, chiar găsim un articol foarte interesant vis-a-vis de chestia asta. Oamenii care vin din recomandările prietenilor, unii pot să fie foarte ok, sunt și alții care sunt foarte comozi, în sensul în care, ok, a avut verișoara mea nuntă, o întreb, cum ai fost mulțumit de fotograf? Da, a fost mulțumit. Hai, mă duc și eu acolo, că e comod, că a fost ok. Până la urmă e un lucru bun, nu? Că e un client. Pe de altă parte, clientul ideal, din punctul meu de vedere, este clientul care îți apreciază foarte mult munca ta, stilul tău, care te-a urmărit, îți știe să înțeleagă de ce fotografiile tale sunt într-un fel, și rezonează foarte mult cu lucrul ăsta. Deci nu doar că, știu, poate este lene sau este din comoditate, a vorbit cu verișoara și da, este ok. Depinde foarte mult fiecare ce își dorește de la fotografia de nuntă, dar, repet, nu te poți baza numai pe genul ăsta de reclamă. Și atunci ce poți să faci? Evident, prima soluție la îndemână este Facebook sau Facebook-ul legat de Instagram. Într-adevăr, Facebook-ul este în continuare o sursă de reclamă bună și destul de ieftină. E adevărat că s-a scumpit enorm de mult, nu am adus de seama. Eu fac reclamă constantă pe Facebook, în special la școala de fotografie, foarte, foarte puțin pe fotografia de nuntă. Erau niște vremuri și cine a știut și au fost niște fotografi care s-au ridicat foarte, foarte mult și repede în România pentru că au fost foarte deștepți și au folosit Facebook-ul prin perioada 2011-2012, atunci când nu era supra-saturat Facebook cu fotografie, cel puțin cu fotografie comercială și cu sponsor links, cu reclamă sponsorizată. Ei, acum s-a mai scumpit. Trebuie să aveți grijă. Dacă vreți să faceți lucrul ăsta, există, căutați pe Google Social Media for Photographers și vedeți acolo cum să vă băgați banii. Dacă arunci banii de aiurea fără să cunoști niște lucruri de bază legate de social media, s-ar putea să nu fiți foarte mulțumiți. Eu personal, până acum 2 ani, când am întâlnit-o prima oară pe Sabina Cornovac, poate o vom avea și pe ea la un dat în emisiune sau măcar un interviu, eu eram un antiexemplu și sunt în continuare, nu sunt un exemplu pozitiv legat de promovare. E adevărat că nici nu trebuie să mă promovez foarte mult pe multe domenii, dar atât cât o făceam,
o făceam catastrofal. Mi-aduc aminte prima oară la prima convenție la care am văzut-o pe ea. Eu eram la așa nu. Deci când spunea, uite, nu este bine să faci asta, eu bifam, eu făceam. Deci absolut, dar absolut în toate domeniile, eu făceam exact ce nu trebuie să fac. Și de aceea, după experiența respectivă, am început să... Și am aflat într-adevăr că nu e atât de greu să cauți informații bune legate de social media și am început să-ți targetezi mai bine audiența în funcție de ce-ți dorești tu, să faci acel A-B testing, adică să, știu, să pui două reclame și să vezi în funcție de text și în funcție de fotografie ce merge mai bine. Bine, nu intrăm acum în partea de social media. Cert este că dacă vrei să mergi pe calea asta, trebuie să te interesezi. Nu e suficient să bagi niște bani și a doua zi să înceapă să-ți vină clienții. E un lucru, iarăși, foarte important este, la un moment dat, existau studii care spuneau că Facebook-ul nu prea vinde, mai mult creează awareness, adică, practic, să afle lumea de tine. De aceea e foarte important, poate ai impresia că dacă bagi câteva milioane pe Facebook, te aștepți ca săptămâna viitoare să ai nu știu câte evenimente. De multe ori, poate sunt oameni care, în urma unei reclame, îți văd fotografiile și încep să te urmărească. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta, mi-a zis acum, nu știu, cred că anul trecut sau acum 2 ani, da, o mireasă care a venit și a spune că mă urmărea de 3 ani de zile, îi place ceea ce fac și, da, după 3 ani de zile s-a căsătorit. Și a apelat la serviciile mele. Deci nu totul se întâmplă, mai ales în fotografia de nuntă. Fotografia de nuntă nu e ca și cum, dacă ai văzut o fotografie și îți place, hai mâine să îmi găsesc bărbat să fac nuntă, că atât de mult îmi place de ce face domnul respectiv. O altă variantă este Google-ul, reclama pe Google. Da, poți să plătești acolo și în momentul în care caută cineva fotograf nuntă București sau mai știu eu ce, să apari pe prima pagină cu link sponsorizat. Din punctul meu de vedere, nu este cel mai bun mod de a te promova, în sensul în care poți să-ți găsești clienți, dar clientul acela pe care ți-l dorești să te aprecieze, de cele mai multe ori nu-l găsești așa. Și dacă o să încercați un experiment și dați pe Google fotograf nuntă și o localitate, să vedeți că la un moment dat apare, acolo apare, vă sugerează Google-ul cele mai frecvente căutări sau ceva de genul și apare fotograf nuntă preț, fotograf nuntă ieftin. Și foarte multă lume care caută pe Google caută să fie cât mai ieftin, să fie, acum spun, mai sunt fel de grupuri dintre astea de forumuri erau mai de mult, cu miresici sau cu viitoare miresici, în care când mai vezi întrebarea asta, fetelor, îmi recomandați și mie un fotograf ieftin și bun? Și când aud chestia asta, îmi vine să leșin, pentru că în principiu, ce fel de calitate îți dorești de la nunta ta dacă primul criteriu după care te bazezi este cel de ieftin? Că din punctul meu de vedere, procesul, și aici mă refer la viitorii miri sau viitorii clienți, indiferent de genul de fotografie. În primul și în primul rând, te gândesc după calitate. Mă uit să-mi placă ceva, să-mi placă stilul, să-mi placă ceva. Unele vor ceva mai natural, mai partea asta de emoție. Altele vor să fie prințese și vor cadre largi și cu nori în spate, super photoshopați. Asta e, până la urmă, decizia fiecăruia. Dar peste ani și ani o să-și dea seama dacă a luat sau nu decizia corectă. Dar în primul rând te uiți, vezi dacă îți place sau nu ce face omul respectiv și apoi după aceea îl abordezi, vezi care este prețul. Asta e, s-ar putea să nu te încadrezi, că până la urmă fiecare are un buget. Altul vrea să dea 200 de euro, altul poate să-și dea și 2000 pentru că pune preț pe așa ceva. Și dacă ar fi să ne gândim la chestia asta, iarăși o mare nebunie cu prețul, că-s prețuri mici, că-s prețuri mari. Se mai aud des chestia asta, că, domnule, că la noi sunt salariile mici în România. În afară, în principiu, sunt prețurile mult mai mari, da? Că la noi sunt salariile mici. Nu are nicio legătură salariul cu bugetul fotografului la nuntă. Bugetul fotografului la nuntă are legătură cu bugetul total al nunții. Contează că salariul este 10 milioane, dacă tu faci nuntă pe care dai și o dai 10.000 de ori la formație, ai totul super fiță și îți dorești un fotograf ieftin și bun de 3, 4, 500 de euro. Și după aia te gândești că, da, de ce n-au ieșit frumos florile, de ce n-a ieșit frumos localul pe care am dat mulți bani? Pentru că ai considerat fotograful, da, ultimul om de care ai nevoie la nunta respectivă. Deci nu are legătură cu asta. Și în afară, chiar vorbeam cineva, în afară, în principiu, vorbeam cu un fotograf în Australia la un moment dat și spunea că undeva la 20% din bugetul nunții este al fotografului. Adică dacă dă 5.000 de euro pe fotograf, nu înseamnă că face nuntă de 300.000 și a permis să dea 5.000. Nu. Din, și eu, 30.000 de euro cât este nunta, un 50 la fotografie. Deci oamenii pun preț pe amintire. La noi se merge foarte mult pe mâncare, pe băutură, pe formație și dacă mai rămân bani, eventual pentru fotograf. Așa că
indiferent de modul în care vrei să te promovezi ca fotograf, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți iei frumos un pic și o foaie și să zici, mă, cum este, care este portretul robot, care este targetul meu, care sunt clienții mei, sunt oameni care să aprecieze asta, asta, asta și mai departe. Dacă ești un fotograf cu care nu-i plac manelele tot timpul, dar primul lucru vei tăia fotografii care, clienții care le plac manelele. Și eu, de fiecare dată când mă întâlnesc clienții, primul lucru asta le spun. Îți faci un portret robot și trebuie să te gândești tot timpul. O altă greșeală pe care o văd este când cineva intră la tine pe site, trebuie să vadă un anumit stil, un filon. Dacă lași fotografii și de acum 5 ani, nu poți să pui fotografii cu mireasa în palmă și după aia fotografii foarte bune cu emoție, gândindu-te că, doamne, dar mai sunt, am avut o clientă la un moment dat care i-a plăcut fotografia cu mireasa în palmă. Tu nu te poți adresa tuturor, nu poți să fii fotograful perfect pentru absolut toată lumea. Deci nu ai cum să faci lucrul ăsta, pur și simplu. Așa te gândești exact care este clientul tău și cu siguranță vor fi oameni care vor intra pe site, a, nu-mi place, uite, pentru că îl face mult pe alb negru și mie nu-mi place alb negru. Asta este, nu este clientul potrivit, dar va veni următorul. Deci, indiferent ce stil ai, nu poți să mulțumești pe toată lumea și nici nu trebuie să-ți propui așa ceva. Asta nu înseamnă că în urma unei reclame pe Google nu poți să întâlnești un cuplu extraordinar. Dar din experiența mea și mai ales din experiența multor fotografi care am avut ocazia să vorbesc și la workshop-uri și la școala de fotografie, dar și la fel de fel de convenții la care ne întâlnim, pentru că reclama pe Google atrage de multe ori oameni care caută tot timpul un preț foarte, foarte mic. Și dacă tot am vorbit de preț foarte, foarte mic, spun că o altă metodă de a te promova este prin târgurile de nunți. Eu am încetat acum vreo 3-4 ani să mai merg la târguri de nunți. Anul ăsta am fost la 2 târguri, nu pentru că mi-aș fi dorit neapărat lucrul ăsta, dar pentru că am încheiat niște colaborări, l-am dat cu o firmă care produce albume foto aici în Constanța și am fost practic invitatul lor, deci cheltuielile mele au fost extrem, extrem de mici, spre zero, și atunci am... Dacă tot am posibilitatea asta, hai să vedem cum mai este. A fost la primul târg, din cele 3 zile am stat 2 zile pe acolo. Mi-am pierdut 2 zile din viață, a fost traumatizant, în sensul în care lucrurile stau așa cum le-am lăsat acum câțiva ani, când am încetat să mai merg pe la ea. Oricum, cred că am fost la 2 sau 3 târguri toate acum câțiva ani, deci nu eram un client fidel. În primul și în primul rând, dragi fotografi, că știu că e tentația foarte mare. Mergi la târg și o să vină așa atât de multă lume și nu o să mai faci față de evenimente. Da, puteți merge și acolo. Repet, ca și pe Google, ca și pe Facebook, sunt plusuri și minusuri și am avut la un moment dat în trecut anunți cu oameni foarte faini care m-au întâlnit la târg. Ideea este că da, te poți întâlni cu un om să rezonezi, să fie tot ok. Dar majoritatea, în primul rând, majoritatea care o vin la târg, vin pentru rochii, pentru inele, deci că se dau gratis. Fotografia este undeva mai, dacă mai au timp, se mai uită repede. Iar o problemă foarte mare cu târgurile, pentru că, în general, organizatorii de nunți, de târgurile astea de nunți, pun foarte mult accent pe toată nebunia asta cu reduceri. Da, rochii la 70% reduceri. Și atunci toată lumea când vine acolo, prima, ce reducere aveți? Ce ofertă aveți? Toată lumea vrea ofertă, toată lumea vrea preț mic. Și lucrul ăsta e destul de frustrant. Eu, oricum n-am avut niciodată, eu la târg când mergeam, nu mergeam cu oferte printate, le spuneam, vă uitați pe album dacă vă place, vă lăsăm carte de vizită, eventual le vedem mai târziu la studio, discutăm în perioada următoare. Deci ideea să adună oferte, efectiv peste tot, după care ajung acasă, sta cât are, 300 la 500, pare frumos și un și altul, și atunci se merge pe... Acum, na, dacă ești un fotograf care are prețuri foarte mici și prețul este practic atuul tău, s-ar putea să funcționeze. Da, de la un anumit nivel în sus, nu. Acum depinde, sunt târguri și târguri, sunt unele în București care sunt mai finuțe, să spun așa, și cu oameni mai ok, dar din experiența mea de aici, la al doilea târg, măcar n-am mai fost, am fost prezent la stand, am lăsat 2 albume, o fată să împartă 2-3 pliante și nu am mai trecut pe acolo pentru că am zis că unul este mai mult decât pot să duce. Un subiect la care vreau să ajung și l-am lăsat așa mai pe final, să nu mă enervez de la început, este cel al reducerilor, discounturilor masive oferite de fotografi. Deci când vezi pe Facebook sau pe la târgu sau pentru astea, numai în luna asta, discount de 20, 30, 40% am văzut la pachete, discount de 50% plus 3 albume, îți vine să-ți dai 2 palme. De ce? Și vă spun,
nu te, multă lume spune, doamne, ce treabă am, eu nu mă interesează în mod direct. Te interesează pentru că, știi cum e, atunci când ne vedem la fel de fel de convenții, toată lumea, cum să facem, să fim mai, da, mă refer și la fotografii de nuntă, să fie mai respectat, să fie mai clienții să înțeleagă, să aprecieze și așa mai departe. Ei, în momentul în care tu te marketezi, te promovezi cu preț foarte mic sau cu reduceri, automat vei atrage genul de client care și o caută așa ceva. Deci nu te vrea pe tine pentru că ești pe stilul lui, pentru că oferi calitate. Ești ieftin și bun, cum spuneam mai devreme. Bun, cel puțin ce considerei, că fotografiile sunt nu cu ochii roșii și eventual nu sunt blurate prea mult. Problema e în felul următor și aici am o veste destul de proastă și pentru viitorii miri care văd. Am discutat la un dat cu astfel de fotografi, spun, mă, de ce faci lucrul ăsta? Pentru că, uite așa, dacă e obișnuit să vadă pe Facebook de nu știu câte ori, reducere, 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 stai seama că automat după aia vine și la altul și, dar ce reducere oferiți, dar cum faceți, dar cum? E obișnuit să meargă numai după ideea asta. Și nu este ok, nu este ok și se răsfrânge într-un fel asupra tuturor. Mai ales că lumea ar trebui să înțeleagă atunci când vorbești de fotografie de nuntă. E ca și cum vinzi rochii de mireasă sau inele. Pentru că la rochie e simplu, dacă o iei pe un leu, dau un exemplu, o iei pe un leu și în loc să-i pui adaus de 100% sau dai pe 2 lei, o dai cu un leu 50 și în loc să vinzi o rochie, vinzi două și ai făcut același lucru. Ei pot să vândă 1000 de rochii. Tu nu poți să faci 5 evenimente pe zi, nu poți să faci 100 de evenimente pe an. Sau dacă ai putea să faci foarte, foarte multe, cu siguranță nu le vei face la fel de bine. Deci nu ai cum. Și atunci, pentru ce? Până la urmă, tu în fiecare an știți prea bine, mă refer la fotografi, că trebuie să investești în tine, mai în echipamente, oricât ai schimba, că nu schimbi aparatele și obiectivele de 5 ori pe an, că ai văzut la cineva că face poze mișto. Dar oricum, o curățare, un card, un chelcășos, tot se mai adună. Da? Deci investești în tine continuu. Bun, și atunci, ți-ai făcut un buget. Din numărul acela de evenimente, tu trebuie să mai și trăiești, trebuie să investești. În momentul în care tu te duci la un târg de nunți, mai dai și un 500-1000 de euro la târg de nunți și mai vine și spune, domnule, ce discount? Mai faci un discount de 30-40%. Ca și cum ai lucra pe mai puțin de jumătate. Unde e raționamentul? Nu-l văd. În fine, și spuneam că unii fotografi îmi spun că, de fapt, discounturile astea sunt așa, o chestie de marketing. Adică dacă tu ai 1000 de euro, spui că 1300 și discount de 30%, să spunem. Și am explicat același lucru. Ok, să spunem că pe tine nu te afectează, că de fapt reducerea nu este adevărată, dar oricum înveți piața, aruncând în piață genul ăsta de mesaje cu reduceri, 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 îți faci și ție viața mai grea pe mai târziu, pentru că lumea se obișnuiește să te catalogueze numai în funcție de asta, cât oferă ăla, cât oferă ăla. Și până la urmă mi se pare o chestie destul de aiurea și pentru persoana respectivă care se promovează. E ca și cum ai spune, știi, eu nu am nimic wow sau nu am ceva pe care să ofer, produsul meu se bazează pe un preț mic și pe discount. Ceea ce nu mi se pare ok. Ok, și mie îmi plac reducere, că mă să cumpăr haine din mall. Dar când iau un serviciu de genul ăsta care, știu, până la urmă e vorba de o amintire care va rămâne toată viața, amintirea ta, nu știu, e la promoție, adică te ghidezi numai pe discountul ăla, nu cred că e tocmai ok. E ciudat faptul că după aia tot fotografii vii și se plâng că ce clienți dificili sunt, că încearcă să negocieze la sânge și aud povești dintre astea care, uite, negocează cu mine pentru 200 de euro sau 100 de euro și după aia când ajung la nuntă văd că are formație nu știu mică. Deja fotografic am cunosc lucrurile astea. Formație scumpă, mâncare, fiță, tot și cu mine asta și-a negociat cu ultimul om și atunci ești frustrat și nici nu mai oferi calitatea care trebuie. Deci de asta spuneam la început, o negociere între client și fotograf să trebuie să fie în limitele bunului simț, să fie făcută pe un ton. Mai aud povești asta care, știu, vine clientul și da, cât lași? Hai, ce mai tăiem de acolo? Prin momentul ăla, cel mai bun lucru ar fi să dai mâna cu el, să-ți ceri scuze, să spui că nu ești fotograful potrivit și să pleci. Păi dacă ăla te calcă în picioare din secunda 1 și te ia așa, o fie el super director, nu știu ce firmă și negociază contract de 1000 de euro, dar totul se bazează pe respect, iar în momentul în care problema se pune în felul ăsta, e clar că el nu te respectă. Și dacă nu te respectă, atunci nu are cum să funcționeze toată. Doar poți să spui că faci chestia asta pentru bani, dar măcar nu te mai plângi după aia, că uite cum negociază, uite. Până la urmă, negocierea, din punctul meu de vedere, nu este neapărat demonizată din start. Da, eu am spus în 99% de cazuri, nu negociez, nu stau să discut, pentru că mi se pare un pic de lipsă de respect. Dar s-a întâmplat, chiar o întâmplare de acum vreo 2-3 ani m-a sunat cineva chiar cu vreo lună înainte de nuntă, deci a fost totul foarte din scurt. Aș fi avut logic motive până la urmă să ofer un preț bun, pentru că fiind cu o lună înainte, dacă era data liberă, clar era foarte puțin probabil să se ocupe.
Dar din principiu am spus că nu negociez. Și cu toate astea a fost atât de ok omul respectiv și mi-a spus la un moment dat: Alin, noi facem o nuntă, noi, deci nu părinții, da, cu, din bugetul nostru, a fi o nuntă foarte faină, a fost până la urmă, cu mulți prieteni care au venit cu cadouri și măcar nu era cu dar, cu plicuri și cu astea. Și mi-a spus felul următor: indiferent de răspunsul tău, noi te vom lua pe tine, dar dacă se poate să ne faci un mic discount, să ne ajuți, bine, dacă nu, nu. Deci a pus problema într-un mod atât de finuț și cu bun simț, încât i-am spus ok și, nu mai știu, un discount de gen 100 de euro, dar mi-a plăcut modul în care a fost, a spus-o cu tot respectul și chiar așa a început, spunea că apreciem ceea ce faci, dacă nu vreau să ne înțelegi greșit, etc., etc. E, când se întâmplă lucruri dintre astea, poți să fii om să spui, da, domnule, uite, nu, până la urmă nu stai în suta aia de euro sau 100 de euro, mai știu ce. Dar în momentul în care vine cineva și auzi, știi ce, cum facem să mai scădem, să umblăm puțin la asta, gândește-te că omul respectiv te va călca în picioare și nu te va respecta pe tot parcursul experienței dintre voi. Și dacă îți dorești lucrul ăsta, lucrezi numai pentru bani și asta este. Dar în principiu e bine să eviți, iar ca să eviți lucrurile astea trebuie să, ca de la început să le faci așa, așa cum trebuie. Așa că indiferent de metoda de promovare aleasă, trebuie să te interesezi foarte bine înainte. De aceea sunt bune întrunirile astea ale fotografilor și convențiile de fotografie. Pentru că discuți. Vrei să mergi la târgul de nunți? Vorbește cu mai mulți fotografi din zona respectivă, care au fost. În funcție de specificul fiecarei zone, poate să meargă mai bine, poate să meargă mai prost. Înainte să te arunci cu banii, e bine să te interesezi. Dar să mergi pe Google sau pe Facebook cu reclamă sau pe Instagram, da, interesează-te, vorbește cu un specialist în social media. De la un anumit nivel în sus poți să plătești, sunt oameni pe care îi plătești și se ocupă ei de campanii și monitorizează exact toate efectele și așa mai departe. Dar indiferent de metoda aleasă, contează foarte mult, dacă vrei să ai succes, contează respectul. Trebuie să te respecti pe tine, trebuie să respecti clientul, trebuie să respecti pe ceilalți fotografi din jurul tău. Și respectul ăsta nu e doar așa un cuvânt pe care îl folosim noi foarte des atunci când ne întâlnim, după care fiecare facem ce ne duce capul și vorbim de rău în stânga și în dreapta sau ne promovăm cu discounturi de 50%. Nu? Până la urmă, respectul de sine asta, să te respecti pe tine, înseamnă să îți respecti munca ta și să fii, în momentul în care te întâlnești cu clientul, să fii drept în fața lui și să spui, ăsta sunt eu, asta fac. Da? Nu trebuie să mă angajez pe mine pentru că am discounturi de 90%. Dacă nu există respect, lucrurile acestea mai târziu te vor ajunge din urmă. Până data viitoare, lumină bună!